Bună seara, dragi prieteni, bine v-am regăsit la știrea cea bună. În această seară, câteva știri, unele mai bune, altele mai puțin bune. Ministerul Sănătății dă asigurări că epidemia de rujeolă se află sub control. Iată o veste foarte bună, s-au vehiculat prin presă în ultima vreme tot felul de zvonuri în legătură cu județul Harghita. Într-un comunicat remis de Agerpres, Direcția de Presă a Ministerului Sănătății susține că în Harghita nu sunt 50 de cazuri noi de rujeolă și de asemenea că nu ar fi fugit o jumătate dintre pacienți din spitalul unde erau tratați. După cum a semnalat și Direcția de Sănătate Publică Harghita în cadrul unui comunicat oficial, nu este vorba nici despre 50 de cazuri noi de rujeolă, nici despre faptul că jumătate dintre pacienții tratați pentru rujeolă ar fi fugit din Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc. În prezent, în spitalul din Odorheiu Secuiesc se află internate 32 de persoane cu suspiciunea de rujeolă. Este vorba despre pacienții care nu au fost vaccinați antirujeolă și care nu s-au aflat sub îngrijirea unui medic de familie. Dar se spune că Direcția de Sănătate Publică Harghita a primit în data de 19 mai 3070 de doze vaccin antirujeolic, stoc suficient pentru acoperirea nevoilor medicale existente în această zonă până la finalul lunii iulie. Dragilor, am tratat într-o seară problema vaccinării. Unii dintre dumneavoastră ați fost foarte revoltați. Știți care este situația? Copiii care nu s-au îmbolnăvit de rujeolă, nu s-au îmbolnăvit tocmai pentru că multă populație din jurul lor a făcut vaccinul antirujeolic. Știu că se vorbește despre jumătățirea populației, despre tot felul de planuri din acestea subversive. Lucrurile acestea deocamdată sunt doar la nivel de teorie panicoasă. Adevărul este că după statisticile pe care orice medic serios le ia în seamă, vaccinările la ora actuală sunt indicate pentru copii, pentru ca să nu se îmbolnăvească și să ajungă în situații de mortalitate. Așadar, documentați-vă foarte bine, științific, nu vă luați doar după internet, doar după părerea unuia sau altuia, și vedeți că lucrurile nu sunt atât de simple după cum par. Vestea bună este că în Harghita s-a spus un zvon greșit, așa că bolnavii sunt sub control. În schimb, o altă veste, World Vision România vorbește despre faptul că rata mortalității materne în țara noastră este mai mare decât în media UE. România ocupă primul loc în UE în privința sarcinilor și avorturilor la minore, ceea ce indică atât lipsa educației pentru sănătate, cât și accesarea redusă a serviciilor de planning familial, arată Fundația World Vision într-un comunicat remis astăzi. Fundația World Vision România, compania farmaceutică MSD România și Centrul Național de Studii pentru Medicina Familie a organizat în cursul acestei săptămâni Women Health Medical Lunch, un eveniment pentru medicii de familie din județele Dolj, Vâlcea și Vaslui, în cadrul proiectului Mame pentru Viață, Viață pentru Mame, program de reducere a mortalității materne în țara noastră. Potrivit comunicatului, circa 100 de medici de familie din cele 3 județe au participat în cadrul proiectului la cursuri de e-learning dezvoltate pe platforma Edu CNSMF. Cele 3 cursuri vizează aspecte actuale și bune practici în îngrijirea gravide de către medici de familie. Un al 4-lea curs este destinat instruirii la distanță asistenților medicali. Cu acest prilej, World Vision România a lansat și câteva aplicații de telefonie mobilă pentru asistenta gravide și pentru calendarul menstrual. Aplicațiile de telefonie mobilă clasică sunt soluții simple, eficiente, de tip SMS Alert, care informează femeile vulnerabile în privința calendarului de accesare a serviciilor medicale gratuite în perioada sarcină. A doua aplicație, calendarul ovulației, este la rândul ei o metodă necesară, simplă și utilă de identificare a perioadelor fertile la femei, în scopul prevenirii sarcinilor nedorite și a avorturilor, a declarat managerul proiectului Cornelia Paraschiv Scărlătescu. Iată că sunt fundații, cum este World Vision, o fundație cu tradiție pentru susținerea principiilor de viață și, în mod special, ale principiilor de viață iudeo-creștine, care acționează România pentru a mai reduce din probleme. Când Maica Tereza a fost întrebată, dumneavoastră, credeți că o să eradicați SIDA din lume? Ea a spus, nu voi eradica SIDA, eu doar scad din numărul morților. Și așa face și World Vision și oricine are pe inimă dragostea, sănătatea,
încearcă să conștientizeze populația. Este lăudabilă această inițiativă, mult succes World Vision și aveți grijă, dragi doamne însărcinate, de sănătatea noastră și a copiilor dumneavoastră. Este foarte important să aveți un stil de viață foarte sănătos. Nici o mamă nu trebuie să moară dând viață, este obiectivul acestui program. Suntem pe locul întâi în Europa la această problemă. După știrea bună, urmează știrea cea mai bună. Și știrea cea mai bună este că împreună cu noi se află Andrei Cătălin Galiță, un prieten, un om deosebit, căruia îi spun bun venit în emisiune, Cătălin. Vă lăsa acolo. Ce faci? Ești bine? Bine. Ia un loc, te rog. Ai avut o zi grea? Destul de dificilă. Destul de dificilă, pentru că motivul pentru care ne-am întâlnit noi astăzi e unul pe cât de plăcut și pe cât de fain, pe atât de solicitant. Andrei, astăzi vom vorbi despre una dintre cele mai sensibile probleme ale societății românești, anihilarea valorilor ei în perioada comunismului, lucru care, din păcate, posibil se întâmple până în zilele noastre. Noi vom vorbi în seara asta despre un proiect pe care tu l-ai împreună cu un grup de oameni care își doresc ca istoria să nu fie uitată. Deși există această butadă, istoria ne învață că nu învățăm nimic din istorie, noi vrem ca să învățăm din istorie și aceste atrocități să nu se mai repete. Andrei, vreau să ne vorbești despre tine puțin, ca să te cunoaștem mai bine. Unde te-ai născut? Sunt născut aici, în București. În București. Ești bucureștean jet-beget. Sunt bucureștean jet-beget, da. Care au fost condițiile copilăriei tale, școala? Într-o primă fază a copilăriei am locuit cu părinții într-o zonă foarte frumoasă a orașului, într-un cartier foarte verde, cartierul Titan. Ulterior ne-am mutat de acolo, ne-am mutat după moartea bunicului matern, ne-am mutat cu bunica, ne-am mutat la casa, a început o altă etapă, ne-am mutat când aveam eu 10 ani. A fost am resimțit o oarecare dezrădăcinare atunci, dar cu toate astea am rămas la aceeași școală. Unde a fost școală. Mai fain? La casă sau la pentru fost... cineva născut la bloc? Pentru cineva născut la bloc, cred că a fost mai frumos la casă, pentru că era un spațiu așa idilic, verde, toți vecinii aveau grădini, livezi. Cred că sunt printre norocoșii care au putut avea o viață, de o copilărie de copil de la țară, dar totuși în oraș. După ce am terminat școala generală, am optat pentru Colegiul Național Matei Basarab și de acolo a început traseul meu ca și studii apropiat de științele socio-umane. E un liceu foarte bun, Matei Basarab. E un liceu de tradiție, un liceu care, cel puțin clădirea, e construită în aceeași perioadă cu clădirea Universității din București. Un liceu de tradiție, un liceu care și în momentul de față dă absolvenți valoroși, din punctul meu de vedere. Unde urma facultatea? Facultatea în cadrul Universității București, Facultatea de Științe Politice. Te-ai gândit să te faci politician? Am cochetat cu ideea. Ai renunțat la această idee? După ceva ani de și de practică politică, am renunțat temporar. 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 Nu se știe niciodată. Nu se știe. În general e bine să nu închizi definitiv uși, pentru că nu poți ști când se redeschid. Andrei, în această peregrinare a ta în lumea politicii, te-a atras ca un magnet un domeniu. Domeniul suferințelor oamenilor nevinovați care pe vremea politicii comuniste au pățit o rău de tot. Cum a venit în contact acest subiect cu viața ta?
Pe lângă ceea ce studiam la școală, pentru că am avut cursuri de istorie recentă, știam în linii mari, știam și din familie, citeam și acasă chestiuni legate de spațiu concentraționar înainte de 1989, chiar și chestii legate de exil. Totul s-a concretizat prin prisma contactelor și legăturilor cu oameni care au cunoscut în mod direct și real experiența detenției în timpul regimului comunist. Vorbesc, și pot să vă dau exemple cât se poate de concrete, vorbesc aici de Mircea Ionescu Chintus, vorbesc de Radu Câmpeanu, vorbesc de Dinu Zamfirescu. Sunt oameni care au trecut prin experiența detenției politice și de la care am avut foarte multe de învățat. Practic, din istoriile lor s-a deschis și pentru mine ușa asta. Evident că prima dată am fost foarte curios, am fost curios să discut mai mult cu ei, să aflu prin ce au trecut, cât se poate de detaliat. Ulterior am făcut și evenimente, seminarii pe teme legate de detenție și ulterior, deși la început era doar o pasiune, nu am crezut că inclusiv traseul meu profesional se va duce în direcția asta, iată că lucrurile au luat o formă din ce în ce mai angajată, ca să zic așa. Andrei, tu ai venit ca să ne prezinți un proiect în seara aceasta. Proiectul acesta are ca menire o formă de rezistență, o formă de cultură, a nu uita atrocități care s-au întâmplat în România, în viața unor personalități de marcă. În contextul acesta, tu ai acces la Arhivele Naționale ale Securității, Consiliul Național, da? Pentru studierea arhivelor securității. Așa. Și acolo cred că ai intrat într-o lume dramatică. Care a fost impactul tău personal, al sufletului tău, în contact cu aceste orori? Impactul este foarte puternic. În primul rând că și e o invitație pe care aș face-o oricui are o oarecare aplecare către cunoaștere. Arhivele fostei securități sunt deschise, ele pot fi studiate, procedura de acreditare e una destul de simplă. În momentul în care ești în sala de studiu și tu, din postura cercetătorului, treci prin dosare, poate mai ușor, poate mai relaxat, ei bine, se întâmplă de multe ori ca în sala de studiu să vezi oameni care își văd propriile dosare. Oameni care văd destinele lor notate acolo, an cu an, lună cu lună, zi cu zi. Experiența este una realmente tulburătoare. Trecerea de la o reacție la alta a celor care își văd dosarele e fascinantă, chiar și pentru un psiholog. Sau... Atunci aș dă seama cine a fost prieten, cine a fost dușman, cine l-a turnat. Absolut, cine absolut. L-a... Și e și un revers al medaliei, pentru că sunt oameni care, evident, cu trecerea timpului au mai pierdut din detalii, din traseul vieții și ofițerii de securitate care practic le-au consemnat lungi perioade din viață, destul de amănunțit, îi ajută într-un fel sau altul să-și rememoreze perioade din tinerețe. E foarte ciudat. Oamenii își citesc dosarele și își aduc aminte. Da, atunci m-am întâlnit cu prietenul respectiv. Da, atunci am fost plecat în nu știu care vacanță. Și așa mai departe. De ce făcea securitatea aceste investigații? În dorința de control, în dorința de opresiune? Da. Regimul comunist, o să îi punem așa ca bornă temporală, 6 martie 1945, odată cu momentul ăla și cu legitimarea prin alegerile din 19 noiembrie 1946, regimul, deși evident căpăta valențele unui regim totalitar, întotdeauna s-a temut.
S-a temut de cetățeni, s-a temut că nu își va putea impune controlul total asupra societății, ceea ce s-a și întâmplat. Și atunci, evident că avea nevoie de o autoritate, de o forță, evident, poliția politică, pentru a putea controla societatea și în special pe cei care aveau cumva curajul, că despre curaj o să vorbim, de a spune nu. Oamenii ăștia au fost cei mai expuși. Știi ce mă intrigă pe mine foarte mult? Am citit puțin din societatea interbelică, da? Înflorirea României, cultura, nivelul la care așa ajunsese. Noi regretăm într-un fel lumea interbelică, da? Avem și de ce. Avem și de ce. S-a terminat războiul. Avea impresia că, într-adevăr, s-a sfârșit un coșmar. S-a dus o epocă de tristă amintire, două războaie mondiale. Aveai toate șansele să accezi spre frumos, spre libertate, spre tot ceea ce se putea. Și a venit comunismul ca o ofertă. Ca o ofertă, domnule, uite, noi suntem aici, vom pune țara pe picioare. Și totuși a fost o nebunie. Deci s-a întâmplat o tragedie teribilă. Da, din păcate, da, și într-o oarecare măsură acele promisiuni ale reprezentanților comuniști erau nefondate, pentru că în fond țara venea după o perioadă de război, evident că urma o perioadă destul de lungă de criză economică. Să nu uităm că imediat după instaurarea regimului comunist s-au introdus acele cartele pentru bunurile de larg consum. Primirea cartelelor era condiționată de înscrierea într-o formă sau alta în partidul, mă rog, muncitoresc atunci, ulterior comunist. Ăsta a fost traseul istoric. Nu cred foarte mult în istoria contrafactuală, în istoria de tip ce ar fi fost dacă. Efectiv, poziția noastră și situația de la finele războiului a condus către împărțirea asta a sferelor de influență. Am înțeles. Bunica mea trăiește, are 89 de ani și încă în momente de luciditate povestește despre așteptarea României, despre dorința de a merge pe un drum bun. Toată lumea credea că s-a încheiat cu coșmarul. Adică atmosfera acelor vremuri asta era. Și vine un regim absolut dramatic. Acum aflăm tot felul de povești de rezistență anticomunistă, de partizani, de oameni care s-au jertfit, oameni care n-au putut suporta colectivizarea, oameni care au fost înhățați pur și simplu. Spune, te rugăm, ce proiect aveți voi ca să nu se uite aceste orori ale comunismului? Înainte de toate, trebuie spus că este un proiect cu finanțare europeană, e un proiect finanțat de Uniunea Europeană prin programul de cercetare și inovare Horizon 2020. E un proiect, e o finanțare la care au aplicat mai multe universități, dar și institute de cercetare din spațiul central și este european. Universitatea București face parte din acest consorțiu de instituții de cercetare. E un proiect care se întinde pe durata 3 ani de zile. El se cheamă Courage Connecting Collections. O să rog pe colegii mei din regie să ne dea niște imagini, să vedem sigla proiectului vostru. E o chestie foarte interesantă din perspectiva mea. Iată această siglă. Ne întoarcem la siglă, vă rog. Aceasta este niște hexagoane. Ce înseamnă sigla? Practic, proiectul va duce la crearea unui inventar, a unui registru electronic cu
colecții de opoziție culturală. Ei, toate aceste colecții, evident că nu trebuie luate ca unități separate. Ele sunt într-o, până la urmă, într-o rețea, sunt într-o legătură. Și asta încearcă să simbolizeze și logo-ul proiectului. Da, practic, uite, ca un fagure de miere care adună seva, practic oamenii aceștia care au suferit, care au făcut rezistența anticomunistă, au dat substanța societății până la urmă. S-a realizat faptul că n-am fost toți o apă și un pământ. Au fost unii care și-au sacrificat viața pentru idealurile lor. Așa este și cumva vine și proiectul și să confirme că era o societate destul de divizată. În anii 90 se vorbea despre noi și ei. Iată că și documentele și mărturiile și documentele de și interviurile de istorie orală confirmă într-un fel faptul că au fost oameni care au avut tăria de a spune nu și de a se opune regimului comunist și oameni care evident au colaborat cu regimul, care au beneficiat de pe urma acestei colaborări. Documentele securității, după cum vorbeam și mai devreme, mustesc de astfel de... O să avem în seara asta două personalități despre care o să discutăm, pe care tu le-ai studiat îndeaproape și vom începe acest drum după un minut de publicitate și apoi ne întoarcem. Nu vorbim despre apartamente. Vorbim despre acasă. Nu vorbim despre oțel, beton, cărămidă sau fier. Vorbim despre visuri împlinite și planuri de viitor. Nu vorbim despre blocuri, alei sau drumuri. Vorbim despre comunitate, despre viața pe care o aducem acestui oraș. Alege să faci parte din locul în care scriem viitorul pentru copiii noștri. Alege să le oferi copiilor tăi șansa de a-și transforma în realitate visurile, pentru că doar acasă visurile prind viață. Când o să fiu mare, vreau să mă fac doctor. Când o să fiu mare, o să vreau să mă fac coafeză. Când o să fiu mare, vreau să fiu doctoriță. Când o să fiu mare, o să vreau să fiu polițist. Când o să fiu mare, o să vreau să fiu pompier. Alege să faci din comunitățile Maurer Imobiliare acasă, iar visurile copiilor tăi vor deveni realitate. Investește azi în viitorul lor. Maurer Imobiliare. Constructorii de visuri. Iată-ne împreună, direct din nou, împreună cu Andrei Galiță, un proiect foarte frumos, Cultura ca rezistență. Povestește-ne câteva elemente despre proiect, scopurile proiectului, cum se desfășoară, cam ce conține. În linii mari, el se adresează comunității academice și cercetătorilor. În primul rând, din dorința de a le ușura puțin misiunea în demersurile lor de cercetare. De ce? Pentru că de foarte multe ori e greu să găsești arhive, să le pui cap la cap. Mai ales în cazul ăsta noi vorbim de opoziție culturală. Proiectul ăsta se ocupă cu recuperarea colecțiilor de opoziție culturală. Vorbim și trebuie să înțelegem prin conceptul ăsta de opoziție culturală de orice urmă, fie ea tipărită sau obiecte sau înregistrări, fotografii, orice urmă de nealiniere la ceea ce voia regimul, de nealiniere la modelul pe care regimul comunist voia să-l impună societății.
În intro-ul emisiunii vedeam împreună acele destine și personalități care au luptat politic cu regimul. De data asta, proiectul abordează o altă dimensiune și o altă dimensiune, această dimensiune a celor care s-au luptat cu regimul prin mijloace culturale. Și atunci, noi încercăm să facem un registru electronic cu o bază de date, un inventar cu aceste colecții. Iar el va avea o structură destul de simplă. Evident, se prezintă o biografie a celui care a fondat colecția. Da, vom vorbi puțin mai încolo despre Paul Goma, de exemplu. Sunt prezentate câteva repere geografice, unde se găsește colecția, unde s-a format, de cine e ea administrată în momentul de față. Există ceea ce noi numim description of provenance. E vorba de geneza colecției. Cum s-a creat, cum a început persoana sau instituția respectivă să colecționeze documentele, artefactele, obiectele și așa mai departe. Avem, pe de altă parte, un description of content în care se prezintă cât mai detaliat ceea ce conține colecția și o secțiune foarte plăcută nouă celor care descriem colecțiile respective. E vorba de acele masterpiece. Care sunt cele mai importante elemente din colecție și o să discutăm un pic mai încolo despre câteva dintre ele. Hai să vedem câteva personalități despre care ai studiat, despre care unii știm, alții mai puțin știm. În lucru sunt mai multe colecții în momentul de față. Pe site, cei care veți avea curiozitatea să intrați, veți găsi acolo. Vorbim de Adrian Marino, vorbim de Eginald Schlattner, vorbim de Mircea Carp. Vorbim de o colecție foarte plăcută tinerilor. Vorbim de Radio Vacanța din Costinești. E vorba de colecția lui Andrei Partoș. Și vorbim de două colecții pe care le avem în lucru, urmează să apară pe site. E vorba de Cornel Chiriac și de Paul Goma. Aș insista puțin, pentru că despre Paul Goma s-a mai discutat și insista puțin asupra personalității lui Cornel Chiriac. Haideți să-l vedem cum arată Cornel Chiriac. Cine este Cornel Chiriac? Cornel Chiriac este un personaj, a fost, din păcate, un personaj extrem de polivalent. Oamenii de specialitate și nu numai îl rețin ca un om de muzică, un om de jazz, un specialist în muzică, un compozitor, un om de muzică, un om care trăia pentru muzică și în același timp un spirit foarte liber. A trăit mare parte din timp în Pitești, iar este foarte cunoscut pentru emisiunea pe care a făcut-o la radio aici în România, emisiunea care se chema Metronom. Aceeași emisiune a fost continuată de Cornel Chiriac în exil de la Radio Europa Liberă până în seara morții sale, încă neelucidată din păcate, atunci când a fost înjunghiat de un tânăr într-o parcare din orașul în care locuia. Crezi că a fost securitate trimisă special să-l anihileze? E greu de spus și... Dar în general așa se cam întâmpla. Securitatea evident că a avut metode și se vorbește de foarte mult de acel braț lung al securității. Într-adevăr, securitatea acționa cu destul de multă eficiență și în afară și-s bine cunoscute cazurile. Paul Goma a primit un colet cu explozibili acasă, Monica Lovinescu a fost agresată fizic la intrarea în imobilul în care locuia. E greu de spus, nu avem dovezi în sensul ăsta, dar... Cam așa, e posibil. Există și posibilitatea asta. Ce emisiuni făcea
Cornel Chiriac. Cornel Chiriac făcea emisiuni muzicale în principiu, însă ele diferau foarte mult de emisiunile muzicale din zilele noastre. În sensul în care, în anii 70, Cornel Chiriac, despre Cornel Chiriac putem spune că este cel care i-a făcut pe tinerii de atunci să îmbrățișeze curentul hippie. Este cel în emisiunile căruia românii ascultau așa, în premieră, noile albume Pink Floyd, Birds, Shadows, Beatles. Din cauza, mă rog, din pricina celor de la Beatles, i s-a și luat dreptul de a mai face emisiuni aici, pentru că a difuzat Back in the USSR de la Beatles. Timpul ne largă. Vreau să vorbim puțin și despre Paul Goma. Da. Paul Goma, un personaj pe care eu personal îl admir extraordinar de mult. Avem niște imagini până la Paul Goma, avem niște imagini cu Costinești. O să rog pe colegii mei să ne explici puțin fiecare imagine. Da. Vorbeam mai devreme de colecția lui Andrei Partoș, de acea radiovacanța din Costinești. Nu vorbim de radiovacanța din Mamaia, care era oficială și agreată de regim. În imagine îl avem pe Andrei Partoș luându-i un interviu lui, chiar pe plajă, lui Alexandru Andrieș, care e evident bine cunoscut pentru atitudinile sale anti-sistem și... Așa, mai departe. Iuri aici Pascu. Este regretatul Ioan Ghiuri Pascu. Imaginea este de la serbările tinereții organizate în Costinești de Radio Vacanța. Grupul Divertis, care e prezent în arhivele securității, nu de puține ori s-a întâmplat ca ei să critique destul de dur regimul în spectacolele lor. Au și avut ceva probleme cu securitatea, au fost oameni curajoși, iar Ghiuri Pascu e unul dintre ei. Aici e o poză... Document. E o poză document, da, e o poză care nu a mai apărut niciodată în spațiu public. Cred că nici personajul din imagine nu are fotografia. Cine este în vârful scării? În vârful scării este un fost prim-ministru al României. Este vorba de Emil Boc, care a câștigat unul dintre concursurile organizate la serbările tinereții, concursul de stat în par. Concursul de stat în par. Câte zile a stat, domnul? Legenda spune că el a reușit să stea timp de 3 zile în acel par. Deci, domnul Emil Boc, am înțeles. Aici este Paul Goma. Aici este Paul Goma, un scriitor extraordinar din punctul meu de vedere, un om încăpățânat în sensul bun al cuvântului, originar din Basarabia, a avut prima interacțiune cu securitatea în 1956, după evenimentele din Ungaria. El era la Cluj, evident fiind o voce chiar de atunci din studenție destul de puternică împotriva regimurilor totalitare. A suferit o arestare. După aceea a avut o perioadă în care a fost în domiciliu obligatoriu. Și a reluat studiile, n-a putut să le ducă la bun sfârșit, tocmai din cauza trecutului. Și a început să scrie și toată povestea lui de dizident a început cu nepublicarea romanului său Ostinato, care a avut refuzuri succesive și până la urmă a reușit să-l publice în străinătate, în Germania și ulterior în Franța, moment în care evident a intrat în coliziune cu regimul comunist. În 1977 el scrie o scrisoare către conferința pentru securitate și cooperare în Europa, ce urma să aibă loc la Belgrad, adună mai multe semnături. E
a încercat un demers similar cu Carta 77 din Cehoslovacia. Evident, securitatea intră pe fir, el este filat, cei apropiați lui, scriitorul Ion Egoițescu, medicul psihiatru Ion Vianu, Vasile Paraschiv, celebrul Vasile Paraschiv, sindicalistul, sunt și ei la rândul lor filați de securitate. Și într-un final, la 1 aprilie 1977, Paul Goma este arestat. Stă timp de o lună de zile în arest. Ulterior îi se dă drumul, presiunea internațională e destul de mare, se vorbește foarte mult la Europa Liberă. Până și Ceaușescu îl amintește la un moment dat. Paul Goma a fost foarte îndrăznet cerându-i lui Nicolae Ceaușescu să semneze acea scrisoare, pentru că, spune Paul Goma, în România existau la acel moment doar doi oameni care nu se temeau de securitate. Paul Goma și Nicolae Ceaușescu. Este bine cunoscută și afirmația lui Nicolae Pleșiță, care în bagiocură îi spunea Gomiță, și sunt documente care atestă faptul că l-a și agresat fizic. Povestea se încheie cu plecarea forțată a lui Paul Goma în exil în noiembrie 1977 cu soția lui, cu Ana Maria Năvodaru, și cu fiul Filip. Povestește-ne puțin despre manuscrisele furate de securitate. O altă colecție distinctă în proiectul nostru e reprezentată de manuscrisele confiscate de securitate, în mod special de la scriitori, dar nu numai, sunt și alte tipuri de scrieri, sunt și memorii, jurnale. Le mai aveți pe undeva prin arhive? Există. Multe dintre ele există în original. Unele sunt bătute la mașină, altele sunt holograf. Legea de funcționare a CNSAS-ului spune că titularii pot veni să și le recupereze și instituția păstrează o copie, dar mare parte dintre ele sunt încă aici. Paul Goma și-a recuperat manuscrisele, ale lui au ajuns înapoi la el. Sunt foarte multe, există lista lor, se găsește și pe site-ul CNSAS. Vorbim de manuscrise confiscate de la Nicu Steinhardt, de la Constantin Noica, Victor Valeriu Martinescu, Ovidiu Densușianu, sunt câteva dintre nume, dar sunt și foarte multe nume foarte puțin cunoscute, pentru că, din nefericire, aceste manuscrise n-au mai apucat să vadă niciodată lumina tiparului. Cei care au fost anchetați de securitate, pentru că aceste manuscrise constituiau un corp delict, multe dintre aceste manuscrise i-au trimis pe autor direct în spatele gratilor. Povestea asta a făcut ca ei să nu mai poată să ajungă scriitori consacrați. Domnul Paul Goma încă trăiește. Are 82 de ani, se pare. Da, este destul de în vârstă, dar rămâne în continuare activ, critic și la adresa politicienilor de astăzi, și bine face. Mai vine prin România sau este tot la Paris stabil? Nu, în momentul de față, Paul Goma este în Republica Moldova. El fiind basarabean de origine, s-a întors în... Era stabilit la Paris la un moment dat. Da. Desilă bucuros. Da. N-avea ce să facă, săracu. Repet, a fost forțat în 1977. A fost forțat să plece în exil. De ce crezi că se temeau comuniștii atât de tare de Condei? Pentru că, uite, astăzi, spre exemplu, scrie oricine ce vrea. Era mult mai simplu și se lase pe toți să scrie ce vor. Și să nu existe așa mare cenzură. Astăzi oricine poate scrie ce vrea și nu este atât de mare impact. Pe când în momentul în care îi ții pe toți în lesă și scapă câte unul, cum a fost Paul Goma, să publice în străinătate, se face și mai mare scandal. Trăim cumva în epoci diferite. Gândiți-vă că astăzi avem surse de informare multiple și foarte variate. Pe când atunci, într-o Românie care era
în definitiv o mare închisoare. Sursele media oficiale nu erau urmărite sau nu erau foarte urmărite de publicul larg. Sursa primă de informare pentru cei care gândeau încă liber era Europa Liber sau Vocea Americii sau Deutsche Welle. Și evident, când apărea o inițiativă de genul ăsta sau se auzea că e cineva care a scris ceva, se afla mult mai ușor. Să mărturisesc? Mărturisesc public. Eram copil și ascultam și Europa Liberă și Vocea Americii. Dacă e cineva care se laudă că a ascultat și n-a ascultat, e o problemă. Dar știi că eu ascultam, eram copil și ascultam. Tata, așa mai pe șustache, încuiam ușa la poartă, ascultam frumos, aveam un radio VF-74, când mă... Nu, VF și nu mai știu de care. Am confundat cu F-64 de la VF. Așa se numea. Și avea o antenă lungă și când o ridicam pe toată, atunci aprindeam bruiaje, cu nu știu ce. Doamne, ce vremuri erau. Ce vremuri și ce... cât de ciudată poate fi viața, în sensul în care acum mulți ani discuția asta nu ar fi putut avea loc. Pentru așa. Că exista riscul ca oricine află că se ascultă într-un loc sau altul, într-o casă, într-o familie, Europa Liberă... Risca libertatea. Da, da, da. Haideți să vedem niște imagini, ultimea imagini pe care le-ai adus. Aici avem drapeluri. Ce sunt cu ele? Ce sunt cu aici? Acestea sunt două stegulețe de la meetingul din 21 decembrie 1989. După cum spuneam, în cadrul proiectului intră orice fel de urmă. Stegulețele, după cum se poate vedea în imagini, sunt rupte și sunt pătate de sânge. Ele stau... Mărturie pentru ceea ce s-a întâmplat atunci. Le avem de la un colecționar. Sorin Mărgărit este numele lui. Ne-a permis utilizarea lor. Pentru că proiectul, pe lângă această parte strict academică, va avea și o componentă de diseminare destul de pronunțată. Vom face anul viitor o expoziție în care va cuprinde și obiecte, și documente, și fotografii legate de viața cotidiană înainte de 1989. Vom avea și un festival de film și profit de oportunitate pentru a face un apel către tinerii regizori sau pasionați de film să intre pe pagina noastră de Facebook. Vor găsi acolo un... Mai spune o dată pagina. Pagina de Facebook este Courage Interconectarea Colecțiilor. Este pagina în limba română. Și acolo vor găsi acel call for application pentru festivalul de film. Ideea e că trebuie să trimit o aplicație cu un scurt rezumat și un fragment de film. Filmul trebuie să fie... să aibă valoare documentară și să fie inspirat de domeniul proiectului. Scurtmetrajele, mediimetrajele, lungmetrajele vor fi prezentate în cadrul unui festival de film și juriul de specialitate va acorda premiu, evident, celui mai bun proiect, care va fi în valoare de 1000 de euro. Mulțumim foarte mult, Andrei, pentru împărtășirea acestui proiect, finanțat de Uniunea Europeană, așa cum ai spus. Iată că Uniunea Europeană ne ajută să rememorăm anumite situații de viață trecute, drame prin care oamenii au reușit să se opună regimului comunist. E un privilegiu pentru noi lucrul ăsta. E un privilegiu. E iarăși, dacă vreți, în lunga discuție cu privire la avantajul de a fi membru al Uniunii Europene, iată încă o dovadă a faptului că... Îți doresc mult succes în activitate, în cercetarea ta, și să mai vii să ne spui despre oameni care au reușit să
nu își calce pe conștiința lor. Este un lucru atât de prețios. În zilele noastre să existe bărbați și femei care să nu poate fi cumpărați și vânduți cu nimic. Doamnelor și domnilor, a fost împreună cu noi Andrei Galiță, un proiect extraordinar, Courage. Vă rog să căutați acest proiect pe Facebook-ul Courage Connecting Collections, un proiect cultural anticomunist care poate să facă lumină în multe vieți. Sunt Cornel Drăvășan, vă dau întâlnire mâine seară. La revedere!